Gata. Așadar, începem ora a doua și, și să vedem, Mărica, din prima oră, din discuția purtată, ce lucruri ți-au rămas definitiv pe care nu le vei mai uita niciodată, inclusiv din somn, dacă cineva te trezește. Care sunt chestiile? Ordinea efectuării operațiilor. Încă o dată. Ordinea efectuării operațiilor. Da, și care este asta? Întâi puterile, da. Apoi înmulțirile și împărțirile, da. Mă văd, și apoi adunările și scăderile. Deci asta e ordinea. Două le știai, dar a mai apărut acum problema asta cu puterile. Ai înțeles că prioritatea numărul 1 depășește ce știai tu, înmulțirile și împărțirile, puterile întâi, apoi mulțirile și împărțirile, în sfârșit, la sfârșit, tocmai la sfârșit, când nu mai ai nimic, nici puteri, nici mulțiri și împărțiri, urmează adunările și scăderile. Perfect. Asta e chestiunea care... Ce? Încă ceva foarte important. Ordinea asta de cine poate fi stricată? De paranteză. Da? Deci paranteza, parantezele pot să fie de toate categoriile. Ele pot strica ordinea și iar prezența lor înseamnă să executăm în ordinea, cum știm, rotunde, drepte și pe urmă paranteza colade. Deci, aceste lucruri sunt ție foarte, foarte clare. Și să nu uităm descoperirea noastră demonstrată la puteri. Minus 1 la... O putere. Bun. Și aceea, dar ca să terminăm ideea cu putere. Deci când avem o putere scrisă în scară, așa, exponent la exponent la exponent. Dacă sunt paranteze, atunci o luăm de sus în, de jos în sus. Dacă deci nu sunt, dacă paranteze, sunt paranteze, de jos în sus, corect. Dacă nu sunt paranteze, o luăm de sus în jos. Dar eu am să pun numai atât. 2 la 2, la 3, la 4. 2 la 2. Are rost asta? Nu are rost. Deci te spun 2 la 2-a, da? La 3 la 4. Acum, cum s-ar aranja asta? Asta-i facem... 2 la 2-a? Nu? Că e paranteza prezentă. Și care îmi dă cât? 4 la 3 la 4. 4 la 3 la 4 și pe asta? Poftim? La momentul ăsta, cum continui mai departe? Mai am paranteze? Nu. Nu? Deci o luăm de sus în jos. Oare? 3 la 4. 3 la 4 facem, da? E 27 ori 27. Nu, 3 la 4 e 3 la 3 ori 3. E 27 ori 3. 27 ori 3, da. Să-ți fac eu repede. Face 81. De eu mai degrabă pe 3 la 4 îl văd ca 3 la 2 ori 3 la 2 mai repede. Adică 9 ori 9, 81. Și face 4 la 81. Vezi? Noi am mai puizat. Chiar dacă avem prezența unor paranteze, am făcut paranteza mai întâi și pe urmă văd ce situație a apărut. Dacă însă mai aveam încă o paranteză, adică puneam și pe 3-ul ăsta în paranteză, atunci eu înțelegeam că, de fapt, fac paranteza din interior, deci ar fi fost așa, în scrierea asta. 2 la a doua, adică 4, 4 la a treia, apoi paranteza și până 4. Și asta mă duce la varianta în care am 4 la 3 și totul la 4, știu ce trebuie să fac. Ori fac 4 la 3 ca rezultat,
Și adică la 4, ori dacă nu înmulțesc. 3 ori 4, 12. 4 la puterea a 12. Și atât s-a terminat exercițiul. Dar una este 4 la 81 și alta este 4 la puterea a 12. Când am pus doar paranteza asta de aici. Deci când am pus și paranteza asta, am luat-o pe culoarul ăsta de aici. Fără paranteza de aici, numai cu o singură paranteză, e valabil rezultatul acela. Așa încât am reușit să vorbim despre tot ce înseamnă descoperirea asta noastră, fără paranteze, o luăm de sus în jos, cu paranteze, dacă sunt paranteze de epuizează complet succesiunea scării, o luăm de jos în sus, dacă e numai o singură paranteză, facem paranteza și până ce o mai fi, o mai vedea. Asta am făcut acolo. Facem paranteza 2 la 2 și până ce o mai fi, o mai vedea. Bun. Te rog să ne întoarcem la... Și încă chestiunea aceea, ai spus, am mai avut ora trecută discuții în legătură... Minusul la o putere pară, dă tot timpul, 1. Nu, minus la putere minus. Pară, dă totdeauna plus, așa zicem. Da. Minus la putere pară, dă totdeauna plus. Minusul la putere impară. De tot timpul minus. Minus. Aceste lucruri te lămurești foarte repede. Încât minusul la puterea a doua face plus și au rămas doar 3 pe 4 la a doua. 3 la a doua spre 4 la a doua, înmulțit cu a doua inversată, cu 16 la 5, ori în continuare 3 pe 10, minus la putere pară face plus. Deci minusul ăsta din față rămâne că el nu intre spre interior. Este deja unul interior în paranteză. El s-a transformat în plus. Ăsta de aici a devenit plus. Și minusul din față a rămas 1 pe 2 la a doua. Înmulțit cu 1 pe 4. Și egal acum cum? Hai să continuăm. Calculul. Egal cu? Hai, te rog să vorbești. Păi, 3 la 2 cât este? Facem calculul că se poate face. 3 la 2 e 6, nu 6, 9. 9 supra? 9 supra 16. Ori 16 supra 5, ori 3 pe 10. Înainte de a le scrie încă o dată, puteam să sesizăm că 16 s-a simplificat cu 10, dar prezența lui 16 de aici spune că o dată tot. 16 de aici cu 16 de aici. Nu era nicio greșeală dacă simplificam pe 16 cu 10 printr-un 2 și rămânea 8 și 10 aici 5 și pe urmă simplificam 8-ul acela cu 16. Dar dacă am complet, am lăsat așa. Și egal acum mai minus 1 supra, vorbește, te rog, condumă. Dai. Ok. 9 pe 6. 1 pe. 9. 2 la 2. 16. Total va face 16, ai spus. 2 la 2 face 4, 4 ori 4, 16, deci 1 ori 1 face 1, 1 pe 16 este rezultatul corect. E cam mai departe cum mergem. Avem de făcut înmulțirile, au prioritate înmulțirile acestea. Înainte de a face înmulțirii numărătorii între ei și numitorii între ei, vedem ce simplificări putem face sus-jos. 16 cu 16. Corect. Și mai căutăm diagonale, dacă mai găsim, nu mai găsim nimic. Okay. Atunci înmulțim. Ca aici e 1, 9 ori 1 ori 3. 9 ori 1 ori 9 ori 3, 27. Deci vine 27 supra. Aici e 1, subînțeles? Da. Supra 1. 1 ori 5 ori 10. Da? Să mulțim și jos, numitorii. 1 ori 5 ori 10, 50. 50.
Vezi, dacă am simplificat cu 16 și tot s-a putut, asta nu mai este fracție 27 pe 50 simplificabilă. Este ireductibilă. Când nu am un divizor comun. 27 vrea prin 3, 50 prin 2 și 5. Deci, minus 1 pe 16. Acum avem în final o scădere. Să vedem cum facem scăderea asta. Un numitor este 50, celălalt este 16. Pare care să fie numitorul comun? 50 ori 16. 50 ori 16, dar să nu fie prea mult. Așa, la prima vedere, așa îți vine să spui 50 ori 16. Însă, mai bine știm noi, trebuie să descompunem. Cel mai rapid este să descompunem pe 50, ca fiind egal cu cine? 5 ori 10. Așa, 5 ori 10. Și egal mai departe, 5 ori 10 la rândul lui este ori 5 ori 2. Da, 5 ori 5 ori 2 și egal cu cât? 5 la a doua ori 2. 5 la a doua ori 2. Și l-am rezolvat. Și pe 16 să ne ducem și să-l descompunem și pe el, cât este egal 16? 4 ori 4. 4 ori 4. Și egal mai departe, fiecare 4 la rândul lui, cum îl putem vedea? 4 la a doua. Cât? 4 la a doua. Așa face 4 la a doua, dar 4 nu-i număr prim. Are și el. Cu cine poate fi scris 4 ca o putere? 2 la a doua. Deci egal cu 2 la a doua, totul la a doua. Și egal mai departe cu? 2 la 4. 2 la 4, dar mai cu convingere. 2 la 4, nici nu stai pe gânduri. Cum se înmulțesc exponenții, o putere la altă putere. 2 la 4. Și acum să le vedem unul sub altul așezați. 50 egal cu cât? Ca scriere, ca un produs de factori. 5 la 2 ori 2. Deci e 2. Hai să scriu invers, ca să fie 2 pe lângă locul întâi. 2 ori 5 la 2, nu era nicio greșeală, cum ai spus tu. 5 la 2 ori 2. Și 16 egal cu? 2 la 4. 2 la 4. Și acum cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu comun este egal cu? 2 la 4. Da, de ce comun cel cu exponentul mai mare, 2 la 4? Ori 5 la 2. Ori 5 la 2. Și face ca urmare a înmulțirii, cât? 16 ori 25. 16 ori 25, aveți cât face 16 ori 25? Vrei să estimezi, să zic eu așa? 16 ori 25, ori 10 ar face 250. Ori 6 de 6 ori câte 25 face 150, că 4 dar de 25 face cât 100 și 2 încă 50. Deci 150 cu 100 estimez finalul. Deci dau rezultat exact. Așadar zic 250 cu 150, 400. Deci rezultat final 400. E fără mulțirea, vezi dacă așa este. Așa ai dat. Așa. Da, deci făcut și rezultatul este că numitorul comun este 400, da? Ăsta e numitorul comun. 400 împărțit la 50. 400. Ca și cum aș zice 40 împărțit la 5. Că printr-un 10 am simplificat. 40 împărțit la 5. 40 împărțit la 5 e 8. 8. Deci pe prima oară amplific cu 8. Iar pe a doua, 400 împărțit la 16.
400 împărțit la 16 ar fi 400 ăsta. Din mulțirea cui? Care sunt cei doi factori pe care i-am mulțit din odată? 16 ori 25. Deci 25. Și acum dacă pe 400 îl împarți la 25? La 16. La 16, pardon. Împarți la 16? 25. Doar factorul celălalt, da? Cei două numere mulțite, 16 și 25, cei doi factori m-au condus la mulțirii la 400 și dacă împart prin unul din ei, am împărțit prin 16, îmi dă 25. Deci, vezi, am aflat că numitor comun. Tu propuneai ca numitor comun 50 ori 16. Nu mai munceam la descompuri, nu mai nimic. Toată treaba era foarte simplă. Amplificam pe prima cu 16 și pe a doua cu 50 și găseam rezultatul. Dar ia să vedem, în condițiile acestea, numitorul comun cât ar fi fost? 50 ori 16. Ia mulțește 50 ori 16. Că tu așa ai propus. Să luăm, fără să mai muncim. 0, 6, 3, 0, 800. 800. Ar fi fost dublu. Da, pentru că cele două numere, 50 și 16, au avut ca divizor comun pe 2. Și tu nu aflai pe cel mai mic număr în stare să se împartă la amândouă. Îl aflai pe unul care era dublu, 800. De-aia, prin descompunerea asta, noi aflăm cel mai mic număr cu putință care să fie în stare să se împarte exact acela la 50, respectiv la 16. Bun era și 800. Bun era și 800, dar era prea mare și lucram cu numere mari. Amplificam aici cu 16, dublu. Din cu aceea amplificam cu 50, dublu. Ei, vezi, ăsta este rostul aflării celui mai mic multiplu comun. Că lucrăm cu numere mai mici. Asta că au fost două. Dar dacă sunt mai multe numere, mai multe fracții, nu mai pot decide așa, mulțind toate numerele, că lucrez cu numere extrem de mari. Așa încât rostul aferii celui mai mic multiplu comun este pentru ca să ne ducem, să descoperim cel mai mic multiplu, pentru că noi avem nevoie de aducerea la același numitor pentru a adune scăderi de fracții. Deci aici 400, punem numitorul comun, la numărător cât o să zicem? Pentru prima fracție 8 ori 27, se vadă și prietenii noștri, 8 ori 27 și respectiv minus cât? 8 ori 27 minus 1 ori 25, da? 1 ori 25. Și este egal, rezultatul, te rog, egal cu 8 ori 27. Hai că se poate face repede. 7 ori 8. 7. Stai. 7 ori 8, 54. 6. 56. 6 scrie și 5. Minte. 8 ori 16 și cu 5. Hai, mai repede, ritmul mai mare. 21. 216 minus 25. Totul supra 400. Și este egal cu, să vedem cât ne dă calculul, 216 minus 25. 25, da? Hai, 5 din 6, 1. Mai repede, Măriu, că un pic ritmul mai bun vreau la loc. 1. Deci 2 din 11. 109. 100 cât? 191. 100. Dar de ce? 2 din 11. 9, e zis bine. Dar, da. 191 supra 400. Corect. Asta este fracția. Și acum să vedem ce facem cu fracția asta, dacă este sau nu reductibilă, că nu o lăsăm așa. Noi trebuie să o simplificăm până când nu se mai poate. Jos am vedea ce divizori avem jos.
Pentru un 10 am 2 ori 5. 2 ori 5. Iar un 10 e 2 ori 5. Și 4 e 2 la a doua. Deci numai e 2 și 5. Da? Deci, iar pe sus nu merg. Deci... Sus nu merge nici 2, nici 5. Așadar, gata. Înghețat așa, spune, este ireductibilă. Sigur că sus ar avea un 3, cu 1 și cu 9, 10 și cu 11. Dar nu mă interesează din cauza că jos. 11 împărțit la 3? Sus nu merge la 3, să vedem. 1 și cu 9 și cu 1 nu fac 21. E 191. Păi da, pe 1 plus 9 face 10. Plus. 10 și cu 11, am gândit prost. De fapt, da, 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 21. Și foarte bine tu ai urmărit. Nu știu de ce vedeam eu 21, habar nu am, vedeam aiurea. Deci nu, sus nu merge. S-ar putea să fie chiar prim, dar nu mă mai interesează. Nu-i mai încerc eu divizor, 7 și nu știu ce, că nu vrea asta. Din clipa în care, deci atenție, încă o strategie, din clipa în care vezi divizorii rapid a unuia dintre cele două, la, da, a unuia dintre cele două numere, ai văzut divizorii 2 ori 5, 2 ori 5 și 2 la a doua, nu mai are rost, ai descoperit că doar 2 și 5 face jocul și celălalt nu vrea 2 și 5. Și terminat. Zicem ireductibilă și așa rămâne fracția. Deci răspuns corect este 191 supra 400. Deci 191 supra 400 este răspunsul la calculul aceste expresii. Hai să o luăm încă o dată și să spunem cu ce rămânem aici. Așa, noutate absolută. Sănătate. Mulțumesc. Cu ce rămânem așa definitiv? E vorba de ridicarea unei fracții la o putere, nu? Da. O fracție la o putere. Cum se ridică? Se ridică și numărătorul și numitorul. Dacă este negativă, minusul la putere pară face plus, iar la putere impară face minus. Acestea sunt lucrurile. Notează-le. Spune așa. Din fracția aceea, din calculul expresiei acesteia, reținem două puncte și spune-le tu. Deci reținem din cele două, reținem că două puncte. 1. Cum se ridică o fracție la o putere? Da? Cum se ridică o fracție la o putere? Doi. A doua chestie care o avem. Da. Minusul la putere pară egal plus. La putere impară egal minus. Și a treia chestiune, operații cu fracții. Deci operații cu fracții. Asta am urmărit eu când am propus acest exercițiu. Să vedem un alt exercițiu. Asta a fost exercițiul 1, care a însemnat niște lucruri clarificate și ordinea efectuării operațiilor, deci a făcut înmulțiri și împărțiri. Deci este o repetiție a operațiilor cu fracții și a celor negative. Deci de aceea spun că și-a atins obiectivul exercițiului ăsta. Așadar, mai zicem, minus 3 pe 2 totul la puterea a treia, ori. Dar stai, dar era doar două chestii care trebuie să scriu? Adică reținem, la reținem? La reținem, cred că trei. Unul a fost ce? Ce am spus prima chestie? Cum se ridică o fracție la o putere. Da, adică și numărătorul și numitorul, asta. Minus 1 la putere par egal cu plus cu tare. Da, iar la putere impar face minus. Asta da. A fost 2. Și 3, operații cu fracții. Ok.
Da? A treia chestiune, notează-ți operații cu fracții, ca să fii foarte limpede de ce lucruri importante am urmărit acolo. Gata. Minus 3 pe 2, totul la a treia, împărțit la minus, să zicem, 9 pe 8, minus 9 pe 8, la puterea a doua, înmulțit cu minus 1 pe 2. Dar ce la minus, minus 9 sau 8 pe 9, care e cel cu minus? Ambele? Nu, nu, că dacă am pus minusul, e un singur minus care se pune în fața liniei fracții. Dacă vrei să îl duc undeva, îl duc fie la 9, fie la 8. Nu îl duc și la 9 și la 8 pe minusul ăsta, că devine plus. Da? Deci el este un singur minus care poate fi distribuit, fie la numărător, fie la numitor. El este minus 1 acela, înmulțit cu. Oh, ok. Bun. Plus, plus să spunem, 7 pe 3, împărțit la 49 supra 27 minus 1 egal cu. Iată, asta e expresia a doua. Deci ne notăm cu E2 expresia asta și pe care o lucrăm. Să vedem care va fi rezultatul. Egal, continuăm egal și lucrăm până când ajungem la răspuns. Egal cu. Minusul la a treia cât va face? Minusul la a treia. Minusul la a treia va face minus 1. Deci minus 1 rămâne, da? Minus, da. Adică rămâne minusul. Deci aici rămâne minusul, da? Că la a treia și înmulțit minus și fracția 3 pe 2, cât e la a treia? 9 pe... Nu-i 9? Nu. 27 pe... 27 supra? Supra 8. 8, corect. Împărțit la... Asta e la 3, ok. Minusul la a doua? Scuze. Că am scris eu un pic greșit, dar și verifică. Minus 1 la a doua va fi 1. Plus 1, nu-l mai scriem, s-o termina cu el. Și acum e 9 la a doua. Corect. 81. Poți spui 81 supra? 81 supra 8 ori 8, 64. Supra 64, corect. Înmulți cu? Înmulțit cu asta. Minus 1 pe 2, minus 1 pe 2 rămâne că nu-i la nicio putere. Deci înmulțit, nu poți să spun și înmulțit și minus. Trebuie să spun neapărat cu, în paranteză. Deci înmulțit cu numărul minus 1 asta pe 2. Asta e o fracție negativă. Da, este o fracție negativă. Este un număr negativ. Știm bine unde se prezintă, unde se poziționează. Se împărțișează în stânga lui 0, nu ca numere pe axă. Ți-amintești cum vine? Aici era 0. Aici este minus 1. Minus 1 pe 2 pe aici pe undeva este. Ăsta e minus 1 pe 2. Și da? Dacă 2 pe minus 1, atunci unde e? 2 pe minus 1? Păi 2 supra minus 1 este minus 2. A. Asta este. Minus 2. Okay. Da? Aici este. O zic 2 pe minus 1 ori minus 2, tot una este. Că împărțirea lui plus la minus face minus, 2 împărțit la 1 face 2 și a rămas minus 2. Bun, mergem mai departe.
Suntem, am epuizat până aici, plus acum, mai departe, plus.